Slăvit să fie Domnul! Amin! Lui Ioan îi sunt atribuite scrierea 5 cărți în Noul Testament. Evanghelia după Ioan, cele 3 epistole și cartea Apocalipsa. În seara aceasta m-am oprit în dreptul 1-ei epistole a lui Ioan și am văzut că Ioan a intrat în posesia unei descoperiri mari. Lui Ioan i-a fost descoperită o taină și Ioan, în bucuria acestei revelații, pune mâna pe pană și scrie fraților săi, le dă vestea aceasta bună. Care e taina pe care o înțelesul Ioan? Ioan știa că părtășia între Dumnezeu și om a fost întreruptă în rai, în Eden, prin accidentul acela numit păcat, când Dumnezeu, în supărarea lui, a luat prima pereche și i-a izgonit afară din grădină. Au fost încercări de a relua părtășia aceasta, dar niciodată n-a fost părtășia care a avut-o Dumnezeu cu Adam. Gândiți-vă că Adam a fost creat de mâna lui Dumnezeu, făcut din lut. Și Dumnezeu s-a plecat spre Adam și a suflat în el duc de viață. Și când Adam a deschis ochii, l-a văzut pe Dumnezeu. Părtășia aceasta frumoasă, că Dumnezeu îi făcea plăcere să stea de vorbă cu Adam în fiecare dimineață, în răcoare zile, sta de vorbă cu el. Părtășia a fost întreruptă. Și Dumnezeu îi spunea lui Adam, din pomul acela să nu mănânci. În clipa când vei mânca, vei muri. Și Adam a murit. Și a experimentat moartea. Și moartea a trecut de la Adam asupra întregului neam omenesc. Și acum Ioan are o revelație. Ioan înțelege că părtășia între Dumnezeu și om poate fi reluată iarăși. Și înțelege Ioan că viața veșnică a fost arătată. Că de fapt Domnul Hristos era viața veșnică. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pavel spunea în 2 Corinteni, în capitolul 6, versetul 18 și 19, că Dumnezeu ne-a împăcat. Și versetul 19 spunea că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seală socoteala păcatele lor și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Ioan nu mai poate de bucurie. El înțelege că viața veșnică a fost iarăși arătată. Înțelege că părtășia între Dumnezeu și oameni poate fi din nou reluată. Și asta scrie el fraților săi. Și vă scriu vestea aceasta ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea aceasta o aduc în seara asta tuturor celor prezenți. Acelor care ați avut sau n-ați avut până acum părtășie cu Dumnezeu. Vreau să spun, cu Dumnezeu putem să avem iarăși părtășie. Că păcatul lui Adam a fost plătit de Domnul Iisus în Golgota. Că păcatele noastre au fost plătite și prin sângele lui avem răscumpărare de păcate. Avem acces din nou în prezența lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Ioan prezintă în cartea aceasta câteva teste. Veți vedea dumneavoastră că el prezintă în antiteză 3 lucruri pe parcursul întregii epistole. El vorbește de lumină și întuneric, vorbește de dragoste și ură și vorbește de adevăr și minciună. Sunt 3 teste. Testul ascultării, care ne probează trăirea noastră în lumină sau în întuneric. Testul dragostei, și noi suntem mai aproape de dragoste sau mai aproape de ură. Și testul adevărului. Dar dacă veți observa dumneavoastră în epistolă, aceste 3 învățături nu sunt puse în mod ordonat să vorbească de una, de cealaltă, de cealaltă. Cineva compara epistola lui Ioan ca fiind o funie împletită din 3 șuvițe. Și în Eclesiastru spunea capitolul 4 că funia împletită în 3 nu se rupe ușor. Citeam undeva un reportaj făcut de la un specialist dintr-o fabrică de frânghii, că se produc frânghii pe scară industrială. Și specialistul spunea că cea mai puternică împletitură este funia în 3, din 3 șuvițe. Bine, este funie în 8, în 12, dar nu are același randament.
că o funie împletită din 12 șuvițe ar trebui să fie de 4 ori mai tare ca cea din 3. Dar experiența o arată că nu. Acum vine Ioan și prezintă ca o învățătură. Știți că evreii aveau filactelii, aveau niște împletituri care le puneau, le purtau, scria acolo legea lui Dumnezeu. Vine Ioan și ne prezintă această învățătură ca o funie din 3 șuvițe. Când vorbește de dragoste, când vorbește de adevăr, când vorbește de lumină și tot se interpun învățăturile acestea. În seara aceasta, eu sunt aici ca să încercăm să facem un test. În ce privește sănătatea noastră în pocăință? Și m-am oprit doar la prima șuviță de care vorbea aici Ioan, să vorbim despre întuneric și despre lumină. Imediat după Revoluție, din Occident, au venit în România multe tiruri cu ajutoare. Printre haine și bani și altele, la Vicov au fost aduse și aparatură din asta medicală. Eu chiar aș vrea să vă întreb, este careva din voi care are diabet? Cineva îmi spunea, frate Dragoș, ai diabet? Zic, nu știu. În viața mea nu mi-a făcut niciodată analizele. Și nici nu le fac. Dacă mor fără analize, nu se întâmplă nimica. Nu mi-am făcut analize niciodată. Dar spuneam, da, fă, domne, un test să vezi dacă ai diabet. Ei bine, la serviciu am fost nevoit să fac testul ăsta și nu aveam diabet. Că se face ușor. Au adus germanii acolo în Bucovina mai multe aparate prin care se putea testa glicemia. Și era foarte simplu. Și a venit o asistentă medicală și a luat pe un păstor și a spus, frate, haide să vă arătăm cum lucrează aparatul ăsta. Și l-a luat pe fratele care acum vreo 2 săptămâni l-am înmormântat, un om al lui Dumnezeu, și ia analiză la sânge și îi spune la o altă asistentă, dă-l deoparte ăsta. Și l-a dat deoparte. Ia un alt aparat, îi ia iarăși analiză și spune, dă-l deoparte și pe ăsta. Ia al treilea aparat, face analize și spune, frate, dar matale, ai diabet? Nu am diabet. Sigur nu ai? Păi primele două aparate, primele două analize mi-au arătat că ai un diabet foarte mare. Ia vine un alt frate. O luat un alt frate și cu primul aparat, bun, al doilea, frate, matale, ai diabet? Spune, măi, n-am știut. Și omul ăsta diabet a murit. A făcut dializă și acum 2 săptămâni, un om al Dumnezeu, cunoscut în zonă ca un bun predicator. El avea diabet și nu știa, că nu și-a făcut analize. În seara asta eu aș vrea să facem testele acestea de pocăință. Să vedem cât suntem de sănătoși în pocăință. Și începem cu testul despre întuneric și lumină. Aș vrea să prezint învățătura din seara aceasta așa ca pe o carte, cum vedeți că am eu Biblia, și pe o parte vom vorbi despre întuneric, și pe partea asta lantă aș vrea să vorbesc despre lumină. Și vorbind despre întuneric, aș vrea să fac o referire la versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Când vorbesc de umblarea în întuneric, eu mi-am propus 3 gânduri să le împărtășesc cu dumneavoastră. Primul gând l-am numit eu presupusa părtășie, adică o părtășie la nivel declarativ. Și spunea Ioan, dacă zicem că avem părtășie, și tare mulți creștini din ziua de azi zic că au părtășie. Zic că au părtășie. Du-te tu la un creștin penticostal și spune că el n-are părtășie cu Domnul. Să vezi ce se supără. Du-te la un creștin ortodox și spune, Domnule, dumitale, nu ai părtășie cu Dumnezeu. Să vezi ce se supără. El se supără. Cum adică eu nu-s creștin, nu spun și eu Tatăl nostru, cum poți să spui că nu am părtășie? Dar Ioan face aici o specificație. Dacă zicem că avem părtășie, dar umblăm în întuneric, mințim. Adevărul nu este în noi. Deci părtășia, cheia părtășie, nu este în declarațiile noastre, în ceea ce vorbim noi. Cheia părtășiei este în umblarea noastră cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să umblăm în lumină, amin? Amen. Eu mi-am pus de multe ori problema, de ce unii zic
că au părtășie și ei de fapt nu au părtășie. Ce îi face pe unii oameni să declare sus și tare, eu sunt creștin, eu îl cunosc pe Dumnezeu? Citiți 1 Ioan 2:4. Spune, dacă zice cineva îl cunosc și nu împlinește poruncile lui, iar minte și nu spune adevărul. De ce ar determina pe unii oameni să facă declarațiile astea? Să creadă ei înșiși într-o așa presupusă părtășie și de fapt să fie înșelați. Eu cred că primul răspuns este inconștiența sau necunoașterea. Oamenii nu înțeleg care e adevărata părtășie, cum se manifestă adevărata părtășie cu Dumnezeu, și ei cred că orice formă de manifestare, orice sentiment uman, orice tresărire, orice fior este părtășie cu Domnul. Dar nu e asta părtășia cu Domnul. Părtășia cu Domnul avem numai în momentul când umblăm în lumină. Dar dacă nu am reușit la testul ascultării, dacă ne permitem să umblăm în întuneric, chiar dacă mimăm noi o părtășie în adunare, părtășia asta nu este reală. Credeți dumneavoastră când Cain a adus o jertfă lui Dumnezeu, el a adus-o cu gând fățarnic? O văzut că Abel a adus o jertfă, Dumnezeu a primit-o, s-a bucurat Dumnezeu în forma, în accepțiunea aceea lor, cum era atunci. Cain, eu cred că a fost sincer când a adus și el o jertfă. Voi aduce și eu o jertfă. A adus o jertfă din roadele pământului. Dar Biblia spune că Dumnezeu n-a privit cu plăcere la Cain și la jertfa lui. Că înainte de jertfă, Dumnezeu privește la om. Înainte de a ne declara noi părtășia, Dumnezeu se uită la umblarea noastră. În Ieremia, capitolul 7, versetul 22 și 23, Dumnezeu reproșa evreilor și le spunea, aduceți-vă aminte că atunci când m-am scos din țara Egiptului, în ziua aceea, n-am cerut jertfe de la voi, n-am pretins arderi de tot, ci doar am spus, în versetul următor, 23, ascultați de Domnul. Știți ce se întâmplă? Unii nu ascultă de Domnul și neascultarea lor o compensează cu jertfe. Dar asta nu-i valabil înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să umblăm în lumină, să ascultăm de Dumnezeu. Amin. Și după acestea Dumnezeu ne îngăduie să avem părtășie cu El. Amin. Am spus că unii declară că au părtășie, dar nu au, pentru că nu știu care e adevărata părtășie. Eu vin dintr-o biserică destul de conservatoare și așa în zonă sunt cunoscut. M-a luat odată o soră deoparte și a spus, frate drag, vin o să-ți arăt eu o slujbă. Mi-a arătat o mulțime mare, o biserică foarte mare, în care parcă era așa o revărsare, deborda bucuria și părtășia. Și mi-a arătat, uite ce părtășie au oamenii ăștia. Și am văzut acolo femei care plângeau și spunea, uite cum plâng, tu nu plângi niciodată ca astea, măi. Voi conservatori așa de greu plângeți, uite cum se bucură, uite ce părtășie au cu Domnul. Și le curgea la femeile alea lacrimi pe obraz. Eu m-am uitat atent și am spus, n-au părtășie cu Domnul. Cum, nu te tem de Dumnezeu? Mă tem de Dumnezeu, dar oamenii ăștia n-au părtășie cu Domnul. Pentru că Biblia spune, dacă zicem că avem părtășie și umblăm în întuneric, mințim. În primul rând trebuie să aibă loc umblarea în lumină, ascultarea de Evanghelie, după aia manifestarea noastră. Pentru că acele surori, dacă erau surori, nu erau după Scriptură. În Timotei 2:9 spune, vreau dar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și spială, nu cu împletituri de păr, nu cu aur, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care zic că sunt evlavioase, nu? În 1 Petru 3:3 spune, de asemenea, podoaba voastră să nu fie a celor de afară care stă în purtarea de haine, în împletirea părului și în purtarea sculilor de aur, ci să fie omul ascuns al inimii, un duc blând și liniștit. În
curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ori femeile acelea erau într-o ținută necuvincioasă, fără rușine, fără sfială, împodobite în tot felul, dar plângeau. Și am spus, măi, asta nu-i părtășie. Eu am stat cândva de vorbă cu un fost sportiv și îmi spunea, Dragoș, când am călcat pe gazonul de Wembley, sau cum se cheamă în Londra, un mare teren de fotbal, o să mi s-a făcut părul măciucă, așa treceau fiori prin mine. Voi numiți asta părtășie? Îi părtășie asta cu Domnul? Și i-am spus, măi, că vă uitați că plâng. Dar sunt stadioane în care se ridică 100.000 de oameni în picioare și strigă gol sau nu-i gol sau ce strigă ei. Păi acolo e un râhne și aia nu-i părtășie cu Domnul, frate. Noi nu suntem puși aici să exploatăm sentimentele dumneavoastră. Că de prea multe ori o facem noi predicatori. Mă duc pe stadion și eu predică bun, un om al Dumnezeu predică. Și are un final foarte frumos. Vorbește de o mamă care s-a îmbolnăvit și avea mulți copii și a venit fetița cea mai mică și a început Domnul să plângă stadionul și un cântăreț a început să acompanieze așa în surdină și a creat o atmosferă frumoasă și a spus Domnului mama noastră, cine vrea să vină? Și au venit 100 de oameni, era martor acolo și am spus, Domnule, extraordinar ce bilanț frumos. Dar am observat pe unul care a ieșit acolo și când a ieșit poarta stadionului s-a oprit, o scos pachetul cu țigări, o aprins o țigară și o plecat. Și nu l-a mai văzut nimeni niciodată. Asta e părtășie cu Domnul? Nu. Frații mei, spun încă o dată, eu nu sunt pus aici să fac oamenii să râdă și nici măcar să plângă. Eu sunt pus aici să vestesc cuvântul Domnului și rog pe Duhul Sfânt să vină în adunare. Amin. Adevărata părtășie când Duhul Sfânt coboară în Duhul omului și are loc acea comuniune, acea părtășie, atunci ne bucurăm, atunci plângem, dar nu prin fire, ci prin Duhul să ne ajute Domnul. Amin. La serviciu aveam un coleg destul de împotrivitor în ce privește pocăința. Și într-o luni dimineață mă ia el pe mine, mai în vârstă ca mine și îmi spune... Frățioare, ieri am fost la o adunare de-a voastră de pocăiți. O trebuie să mă duc acolo. Și eu curios, măi, cum a fost? El era împotriva pocăinței. Băi, mi-a plăcut, măi. Să știți, cu oameni culti, disciplinat, o cânta frumos. Dar era acolo unul care se năcăjea să facă oamenii să plângă și numai nu reușea. Așa m-a deranjat faptul ăsta și îmi dă el o soluție. Spune, dacă vrei să înveți să facă oamenii să plângă, era mai mare, meseriaș bătrân. Du-te la filmele cu indieni. Era un film, O floare și doi grădinari. Să vezi ce plâng. Fraților, nu asta e menirea noastră să vă facem să plângem în adunare. Nu e menirea noastră să vă distrăm în adunare. Menirea noastră e să vestim o evanghelie dreaptă. Amin. Prin puterea Duhului Sfânt. Aleluia. Și dorim ca Duhul Sfânt să coboare în adunare. Aleluia. Duhul Sfânt să cerceteze inimile. Amin. Și în urma cercetării prin Duhul voi zâmbiți, voi bucurați, vă voi plângeți, voi fiți cercetați, dar în lumina Duhului Sfânt. Amin. Știți ce se întâmplă? Unii declară că au părtășie din inconștiență. Ei nu știu cum e adevărata părtășie. Acum fac o mică paranteză. Ieri a fost sărbătoare. În municipiul Iași era preconizat că vor trece pe la oraclă peste 100.000 de oameni. Și îmi spunea băietul acolo, tata, el a fost în Iași, i-a dus cu școala, să fi văzut acolo, că a trecut pe acolo, băiatul-i pocăim. Li se făcea rău, leșinau, smurdu, salvările, una după alta, stând la rând. Spune oamenilor acela că n-au părtășie, că îi jicnești, dar ei nu știu care e adevărata părtășie. Oamenii pot fi sinceri, dar din pricina necunoaștere n-ajung la părtășia cu Dumnezeu. Mă gândeam la un alt caz. David voia să ducă chivotul la Ierusalim, în cortul care l-a făcut. Și spune Scriptura că el a preluat chivotul așa cum l-a trimis filistenii, într-un car cu doi boi și a luat chivotul să-l ducă la Ierusalim. Dar chivotul nu așa trebuie adus. Și când a ajuns în area lui Nacon, era să se răstoare chivotul. Uza a pus mâna și Dumnezeu l-a nimicit acolo, l-a pedepsit și David s-a întristat. Și spune Biblia 2 Samuel capitolul 6, David s-a temut
și a spus, cum să duc eu chivotul la mine acasă? Și l-a dus la Edon Obed în Gad. Ei, o cercetat legea, o studiat cuvântul și dacă veți vedea, chivotul a fost dus în două tranșe. O dată până la Edon Obed la Gad și a doua oară o luat drugi de salcâm, o pus chivotul pe drugi, leviți îl duceau, făceau șase pași, aduceau o jertfă și cu bucuria asta a intrat chivotul în Ierusalim. David avea intenții bune, dar nu cunoștea. Eu cred că unii au o mărturisire, o părtășie din asta la nivel declarativ, pentru că nu știu, chiar dacă sunt bine intenționat. Și evreii, din vremea lui Isaia, aduceau jertfe. Se cheltuiau mai mult decât noi. Eu am calculat jertfele care le aduceau evreii, noi suntem la degetul cel mic. Când ne rugăm la colectă, haideți că avem nevoie de bani, evreii nu făceau așa. Zeci de boi, mii de tauri și de țap și de viței. Și Dumnezeu s-a uitat din cer și a spus, nu mai aduce jertfe. Mi scârbă de sărbătorile voastre că voi le uniți cu nelegiuirea. Evreii erau bine intenționați, dar ei nu umblau în lumină, de aceea n-aveau părtășie. Deci gândul care l-am în seara aceasta, la așa declarata părtășie. Unii oameni spun că au părtășie și nu au, pentru că umblă în întuneric din pricina necunoașterii lor. Mă rog în seara asta Duhul Sfânt să ne lumineze. Amin. Spune Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt mi-e martor. Și Duhul Domnului să lumineze cugetul oricăruia. Amin. Al doilea răspuns la așa pretinsa părtășie, eu cred că e fățărnicia. Unii știu cum e adevărata părtășie și unii știu că umblarea lor e întuneric. Dar proclam aici o mare părtășie, cu o înfățișare evlavioasă în timpul slujirii lor. Dumnezeu să ne păzească de fățărnicia asta. Pentru că mi-aduc aminte de fățărnicia față de oameni. Mergeau oamenii cu jalba la Palatul Imperial din Ierusalim. Se duceau la David să se plângă de anumite neajunsuri. Și la poarta cetății era un ficior înalt, frumos, fără cusuri din creștet până în tâl, cu un păr mare, bogat. Și el sta de vorbă, îi chestiona, cu ce problemă la palat? Păi uite-ne cazul meu, tu ai dreptate, dar acolo nu-ți face nimeni dreptate. Și dacă cineva voia să se închine înaintea lui Absalom, băiatul lui David, el îl ridica, îl strângea, îl îmbrățișa, ce părtășie! Nu, era decât fățărnicie. El avea scop electoral, el avea altele. Ce părtășie avea nevasta lui Ieroboam când a coborât în vale la prorocul Ahia și i-a spus, bărbatul, să schimbă-ți hainele, te duci la rugăciune, e altă haine, altă înfățișare. Și Ahia era bătrân și duhul de, darul de cunoștință lucrează prin Ahia. Și când nevasta lui Ieroboam intră la poartă, spune, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept alta? Până aici lucrează darul de cunoștință, de aici încolo lucrează prorocia, sunt însărcinat ca să spun lucruri aspre. Nu era o fățărnicie din partea ei? Fraților, noi toți avem căderile noastre, noi toți avem ispitirile noastre, noi toți avem problemele noastre și îmi permis să spun chiar mai mult de greșeli, avem păcatele noastre, ca așa scrie aici în Ioan. Dar haide măcar să venim sinceri înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule, Tu mă cunoști, ăștia sunt, îmi pare rău, iartă-mă, primește-mă și să ne dea Domnul sinceritate în seara aceasta. Amin, amin. Pentru că au mai venit doi oameni cu un dar înaintea apostolilor. Că am vândut moșioara și am adus banii noștri la picioarele apostolilor. Și acolo era o fățărnicie, o fățărnicie în adunarea din Ierusalim. Și Dumnezeu a pedepsit-o. Primul gând care l-am din umblarea în întuneric, pagina asta ca mare tatu, este părtășia pretinsă, părtășia la nivel declarativ. Dacă zicem că avem lumină, eu aș dori să zicem că avem părtășie și să umblăm în lumină. Amin. Doamne ajută-ne! Al doilea gând care l-am e legat de caracteristicile întunericului. Pentru asta voi deschide Sfânta Scriptură în Romani, în capitolul 13, și cuvântul Domnului spune așa, versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn,
Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Una din caracteristicile întunericului am numit eu inactivitatea. Lucrați câtă ziua, spunea Domnul, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și acum testăm activitatea noastră spirituală din adunare și de acasă în funcție de spusea Scripturii. Frații mei, când nu mai aveți chef să veniți la adunare, iertați-mi expresia, e un semn că trăiți în întuneric. Când nu veniți la repetiții la cor, îți place predica? Când nu veniți la repetiții la cor, că ați avut probleme și sunteți obosiți, e un semn că se abate întunericul peste voi, că noaptea nu se lucrează. Caracteristica întunericului este inactivitate spirituală. Când nu mai citești Scriptura, când nu mai postești, când nu mai cânți o cântare, când nu vii la studiu biblic, când nu vii la rugăciune, când vii numai duminică seara să vezi ce se mai întâmplă în adunarea Speranța, e o caracteristică că întunericul vine încet, încet spre tine. Că cei care dorm, ei dorm noaptea. Cei care se îmbată, se îmbată noaptea, spunea Apostolul Pavel în altă parte. Eu aș dori să fim foarte atenți. Facem testul ăsta, trăirea în întuneric și trăirea în lumină. Omul care este în lumină lucrează. Omul care trăiește în lumină are activitate. El are de lucru, el nu doarme pentru că este lumină. Dumnezeu să ne dea o hărnicie spirituală. Și încă o dată vă avertizez. Pe cei cărora nu vă place adunarea și veniți rar la adunare și nu vă atrage Duhul vostru la rugăciune și la cântare și la părtășie și la milostivire și la post și la cercetarea Scripturii, e un semn că întunericul vine încet, încet peste voi și casa voastră. Dumnezeu să ne trezească în seara asta, da? Și apoi spune cuvântul Domnului, noaptea a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. O caracteristică a întunericului, cum am numit eu, ținută inadecvată pentru zi. Eu noaptea dorm în pijamale. E păcat? Nu, cum spui e păcat, nu? E un gest, e cultură ăsta, să dorm în pijamale. Dar dacă eu ziua, din grabă, din neatenție, din lene, mă duc până la primărie, tot în pijamale, e păcat? Ia spuneți, e păcat? M-ar pune careva deoparte când m-am dus la primăria din linț în pijamale, aveți cuvânt să mă puneți deoparte? Nu, că ne suntem în încurcătură, nu? Eu zic că nu e păcat. Nu e păcat, dar nu e frumos. Nu mă duc la nuntă în pijamale. Mă, nu e păcat, că n-aveți cuvânt. Dar nu e frumos, măi frate, cu haina aceea de noapte să ieși ziua pe stradă. Ei, dacă nu e frumos în înțeles fizic, eu vreau să spun că întunericul are anumite haine înțeles duhovnicesc. Și venea Pavel aici și spunea roman să ne dezbrăcăm de faptele întunericului. Dumnezeu să ne ajute. Sunt haine care sunt caracterizate, ele sunt pentru întuneric. Dar noi nu suntem în întuneric, noi suntem fii ai luminii și fii ai zilei. În Isaia 9, cu un verset acolo, 5 parcă, spune orice încălțăminte purtată în învălmașala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge va fi aruncată în foc ca să fie arsă. Mai sunt în adunarea asta oameni cu haine de război? Când David l-a chemat și o lăsa cu limbă de moarte, expresia noastră lui Solomon, câteva învățături, printre altele i-a spus, soarta omului pe pământ e asta, eu mă duc pe drumul care se duce toată lumea. Al doilea gând, Solomon, atenție la relația ta cu Dumnezeu. Și al treilea gând, există o răsplătire a faptelor. Ai acolo pe Ioab, fiul Țeruie. Omul ăsta o ucis două căpetenii mai bune decât el și pe vreme de pace și-o pus sânge la cingătoare și la încălțăminte din picioare. Vezi, părul lui alb să nu coboară nepedepsit în mormânt. Pentru că există o răsplătire, Ioan știi ce-a făcut? În vreme de pace a făcut război cu două căpetenii și-a murdărit haina cu sângele lor. Mai sunt războinici din ăștia firești în adunare
când toată adunarea se bucură de pace, tu faci răzmerițe, când toată adunarea se bucură de lișne, tu iei haina de răzvrătire și de război, când îi liniști în cor, când îi liniști între adolescenți, când îi liniști între copii, tu începi să amini sămânța discordiei, orice haină tăvălită în sânge, purtată în război, va fi aruncată în flăcări. Doamne, fă să fie așa și aici în adunare. Apoi spunea cuvântul Domnului în... Hai să vorbim 1 Petru 2:16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi. Numai nu faceți din slobozânia aceasta o haină a răutății. Mai sunt aici oameni care au impulsuri răutăcioase, mai sunt oameni care sunt răutăcioși. La mine în sat am două vecini care s-au certat de mult. Și nu vorbesc. Merg amândouă la biserica ortodoxă, îs buni credincioase, așa pozează, amândouă cu lumânările în mână dimineața, trec una pe lângă alta și nu-și vorbesc. De ani mulți. Am chemat pe una, eu trăiesc bine și cu una și cu alta, că-s pocăit și m-am luptat să trăiesc bine. Amândouă sunt mai în vârstă ca mine. Am stat de vorbă cu una, era ea cu bărbatul, dar eu o dușmănie crudă între ele. Și am vorbit cu ea și i-am spus, suntem vecini. Eu ca și pocăit vreau să spun că nu-i bine ce faci. Să te cerți, să vină poliția la poartă, să trăiești. Băi, mergeți la biserică, mă, amândouă. Duceți-vă la biserică. Eu am vrut să chem preotul, zic, ca să vă împace. Mergeți cu lumânarea în mână. Ce se întâmplă cu voi? Femeia asta o izbucnită în plâns și a spus, Dragoș, eu sunt o femeie foarte rea. Nu mai pot să sufăr nimic, nu pot să tolerez nimic, nu pot să ram nimic. Îmi dai voie să te împac eu cu vecina, că eu-s prieten. Fă ce vrei, fă, te rog, fă ceva, dar să știi că eu sunt o femeie rea și nu-s bucuroasă, Dragoș, de mine. Îs rea și cu bărbatul în casă, nu mai am răbdare cu copiii, cu nepoții, să tem toți de mine. Știu, n-am ce să fac. Oare mai sunt porniri răutăcioase în casele noastre? O femeie să fie răutăcioasă cu bărbatul? Un bărbat să fie răutăcios cu nevasta lui, cu copiii lui, să se poarte ca un dictator? Și apoi venim în adunare, sunt aici la dispoziția ta și nu avem părtășie, că umblăm în întuneric și mințim. Dumnezeu să le dea pocăință, fraților, în seara asta. Aleluia. Dacă cineva mai are haina răutății, hai să o dezbrăcăm în seara asta. Dumnezeu să ne ajute. Tesaloniceni, 1:2-5. Știți bine, frații mei, eu n-am folosit nici vorbe măgulitoare și nici haina lăcomiei. Dumnezeu îmi este martor. Mai sunt lacumi între voi aici, în adunarea din Linz? Lăcomia este un păcat, e o închinare la idol. Că spunea Domnul Matei 6:24, niciunul din voi nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. De ce lăcomia închinare la idol? Că Dumnezeu bogățiilor, Dumnezeu din spatele bogăției și a dorințelor, e un idol care se cheamă Mamona. De aceea toți lacumii sunt închinători lui Mamona și nu închinători lui Dumnezeu. Dacă cineva din voi a fost prins de lăcomie, eu am o predică specială despre lăcomie, un studiu pus așa pe capitole. Știu că m-am dus odată într-o adunare din Bucovina foarte bogată, foarte bogată, cu case grozave, cu rulaj mare financiar. Și am spus, fraților, am o predică despre lăcomie, îmi dați voi să o predic aici, că dacă nu mă lăsați să o predic la voi, mă duc și o predic la Vaslui. Și păstorul a spus, nu te mai duce la Vaslui, predic-o acum la noi. Acum eu n-am venit să predic de lăcomie la dumneavoastră, dar există unii care au haina lăcomie sau haina zgârcenie. Eram într-o adunare din România, o adunare bună ca și construcție, dar arăta urât, scaunele rupte, mocheta roasă și nu numai de asta. Eram cu un frate proroc și se ridică fratele în picioare, spune, frate, am o lucrare, n-am avut în viața mea. Și s-o îmbătrân, trecut de 60 de ani. Mi-a arătat Domnul că aici între voi este un mare duh de zgârcenie. Cine cel mai zgârcit să se ridice în picioare? Și se ridică unul în picioare. Și prorocul a zâmbit, o zic, măi frate, am întrebat cine cel mai zgârcit. Dar el începe să plângă și spune, am înțeles, frate, ce ai întrebat. Eu cred că sunt cel mai zgârcit. Am rămas la urmă de vorbă cu el și am spus, măi, cum e să fii zgârcit? Frate, niciodată n-am dat la nimeni nimic,
întotdeauna mi-a trebuit mie și mi-a explicat multe și plângea omul. Eu cred că Dumnezeu l-a eliberat atunci. Mai este careva cu haina lăcomie și atunci a făcut o promisiune, a spus, măi, părinții voștri au fost oameni gospodari și v-au făcut o adunare frumoasă. Și voi mă tot chema să vin la voi. Când schimbați băncile, când schimbați mocheta, le-am dat eu mult, o listă. Atunci vă mai chemați. La o lună m-a sunat, că frate Dragoș, am făcut tot ce ai spus, vii la noi. Zic, slavă Domnul că a scăpat de zgârcenie. Frații mei, mai este careva aici care are haina lăcomie, haina răutăți, haina război și haina de răzvrătire, o caracteristică a întunericului, inactivitate. Dormim, era o poezie veche, dorm ca verme de mătasă, consumator de har. Am auzit odată o predică a unui frate, aduceți la casa Domnului. Și vă întreb în seara asta, cu ce ați venit la casa Domnului? Înaintea lui Dumnezeu nu poți să mergi cu traista goală, nu poți să mergi cu mâna goală. Tu ai venit la adunare, cu ce ai venit? Ai adus trupul tău, asta e foarte bine. Și pe lângă asta ce ai mai adus? Nu sunt aici să spun aduceți zeciele, e treaba voastră. Dar adă Domnule o cântare, adă Domnule o mijlocire în taină, adă Domnule un amin la predică. Am venit atâta Doamne pot să aduc, asta mi-e jertfa mea de duminică seara. Ați venit să stăm în balcoane aici, stăm jos și suntem consumatori de har. Să ne ierte Dumnezeu. Haideți din seara asta să avem mai multă activitate. Haideți din seara asta să avem o garderobă adecvată ca pentru un om pocăit. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Amin. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. O caracteristică a întunericului e trăirea după plăcerile firii pământești. Chefuri, chefuri mai avem, beții n-avem. Nu? Și facem, Doamne, câte niște mese de dragoste cu râs și glumii prea mult. Râs și glumii prea mult. V-am spus parcă vineri seara visul care m-a afectat când am deraiat cu trenul de pe linie și șeful meu mi-a spus prea mult ați glumit, de aceea s-a întâmplat. Și de zilele acelea tot mă uit. Prea multe glumi, prea mult râs.
strălucesc puternic și dacă nu suntem atenți, îi urmăm. Și înșelăciunea asta este mare, că lumina stelelor rătăcitoare e tot una cu negura întunericului. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin. Dumnezeu să ne dea lumină de la Duhul Sfânt. Amin. Eram într-o adunare mare și predica un frate foarte frumos. Eram cu un frate proroc în vârstă, sta pe ultima bancă și spune, cine-i omul ăla? I-a spus eu, cine-i? Măi, ce mi-a arătat Dumnezeu despre el? Și omul ăla nu mai predică acum. Îi tras pe dreapta. Îi tras pe dreapta. S-a luminat, o strălucit, o atras. Era o stea rătăcitoare. Nu sunt aici spus ca să dau nume și să vorbesc împotriva cuiva. Eu doresc pe toți Dumnezeu să-i mântuiască, să-i ierte, să-i caute, să-i primească. Dar hai să fim oameni cu picioarele pe pământ, oameni realiști. Un om care nu-ți predică Scriptura, un om care atrage atenția spre el și nu spre Dumnezeu, care ar vrea ca Hristos Domnul să fie în spatele lui, nu el în spatele Domnului Iisus, ăla este un om problemă. În slujirea noastră, în cântarea noastră, în predica noastră, în rugăciunea noastră, în milostenia noastră, slăvit trebuie să fie Domnul Iisus. El e singurul care merită slava. Și apoi noi suntem ascunși undeva, nu trebuie să rămâneți cu numele noastre, nu trebuie să vă gândiți la noi, nu ne gândim la dirijori, la cântăreți care au de la Domnul dar, noi ne gândim la Hristos care ne-a răscumpărat. Noi suntem frați, azi slujim mai bine și poate mâine slujim mai slab, după cum ne dă Domnul, dar cel care merită slava și cinstea e Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Nu ne uităm după stele rătăcitoare. Și mai este aici o problemă. Vine Pavel și parcă ne face mai atenți în 2 Corinteni 11 cu 14, spunea, nu-i de mirare că satana se preface în îngeri de lumină și slujitorii săi în slujitorii ai neprihănirii. Și apoi să vezi ce greu îi deosebești. Și încă o dată mă rog, Domnul, Doamne, luminează-ne mintea. Amin. Fă ca Duhul Sfânt să fie prezent în adunare. Amin. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Am putea să continuăm mult despre umblarea în întuneric, Efeseni 5 cu 11, și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare al întunericului, ci mai degrabă osândiți-le. Aveam o predică specială, să știm care sunt lucrările, să le refuzăm și să le acuzăm deschis. Nu ne facem că nu știm, mă întreabă cineva, frate, păcat, n-ai bine că se poticnesc, frate, nu așa, măi. Dacă-i păcat, spun că-i păcat, dacă nu-i păcat, spun că nu-i păcat. Îi bine să cunoaștem lucrările întunericului, care sunt, să le refuzăm, să nu participăm la ele și când îi dată posibilitatea să le acuzăm pe față. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Frații mei, timpul trece. Aș vrea să trecem la pagina a doua doar foarte puțin, la umblarea în lumină. Uitați-vă versetul 6, spunea aici Apostolul Ioan așa, și fim foarte atenți, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Eu aș vrea ca începând din seara asta să umblăm mai mult în lumină și cu adevărat să avem părtășie cu El. Amin. Să vorbesc de sursa luminii, umblarea cu Dumnezeu. Roman 9 cu 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o sursă care ne luminează pe noi. De aceea eu totdeauna promovez, predic și pledez pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Amin. Pentru botez cu Duhul Sfânt, pentru darurile Duhului Sfânt. Și aș dori ca Duhul Sfânt să umple și adunarea de aici, amin? Cuvântul Evangheliei, Psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119, versetul 130, descoperirea cuvintelor tale dau lumină. Oameni buni, puneți mâna pe Scriptură. Frații mei, surorile mele, prieteni care sunteți în seara asta aici, puneți mâna pe Scriptură. Amin. Vine câte unul și mă întreabă, Domnule, care-i credința adevărată? Unde să mă duc la biserică? Și eu îi spun, citește în Scriptură și unde te luminează, Domnul, acolo du-te. Că dacă te-aș chema la penticostal, s-ar supăra baptiști din sat. Că dacă te-aș chema la baptiști, ar striga preotul ortodox, că în ei e noriașă. Dar dacă un om este sincer
stă sincer înaintea lui Dumnezeu, cercetează Scriptura, Dumnezeu se lasă găsit. Așa predica Pavel în Fapte 17, 27 acolo, 26, 27, ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu și să-L găsească bâșbâind, măcar că nu-i departe de fiecare dintre ei. Căutați-L pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură și ce înțelege acolo, aceea se face. Nu știu dacă nu v-am povestit, eram la Vatra Dorne, când vorbeam odată de cunoașterea Domnului Iisus, într-un atelier de cizmării la fratele Țăranu, era o femeie cu părăchi de papuci rupt, voia să le pună pe îngerii. Eu aveam o predică despre cunoașterea Domnului și am vrut să predic la femeia asta, că nu știam cine, să fac o probă cu predica mea. Și am spus, nu te supăra, Matale, îl cunoști pe Domnul? Și i-am spus, da? Ei, dar eu nu mă las bătut, că eu aveam acolo mai multe idei. Și am spus, dar cum îl cunoști? Și i-am spus, că bine. Cumva m-a închis. Și am văzut că n-am cu cine vorbi, am lăsat discuția așa moartă. Dar acum nu mă lasă ea pe mine. Și îmi spune, m-a întrebat dacă îl cunosc pe Domnul, cred că v-am povestit sau în altă parte am povestit. Eu am fost nevastă de polițai. Eu am fost nevastă de polițai. Distracții, chefuri, garderobă, extravaganță, cu mătri, fin, asta am făcut toată viața. Sora mea s-a pocăit și mi-a spus unde, acolo, lângă Panace, undeva. Când sora mea s-a pocăit, avea bărbat și copii, m-am dus și eu în bătutul. Eu în bătutul pe sora mea, îți dau eu ție pocăință. Și am dus-o așa până când, îmi spunea ea, Domnule, m-am îmbolnăvit. Eu am spus, pocăit, bine frate, eu sunt pocăit, îmi spunea ea, de 25, 35 de ani, de mult. M-am îmbolnăvit. Și am început să colin toate spitalele, de la Vatra Dorne, la Suceava, la Târgu Mureș, la Cluj, la București, înapoi. Ani de zile am cheltuit toată averea, a rămas așa ca o legumă, nu mai știam nimic, nu mai aveam prieteni, nu mai avea nimeni nevoie de mine. Și de la Vatra Dorne m-a externat și mi-a spus, du-te acasă să nu mai vii la noi. Și a venit bărbatul să mă iei cu mașina și eu i-am spus, măi, nu mă duc acasă, du-mă până la sora mea să vorbesc cu ea. Și m-am dus la sora mea și sora mea îmi spune, tu Lucreța, că Lucreța o chema sora, dacă tu te-ai pocăi, Domnul te-ar vindeca. Și mi-a spus, lasă-mă în pace, am venit să vorbesc ca cu o soră cu tine și tu-mi bagi pocăința pe gât și pocăință, atâta știi, lasă-mă în pace. Și ea spune, Lucreța, ia și te culcă, lasă că mai vorbim dimineață. Și în cameră era o masă și o Biblie pe masă. Și spune că m-am plecat pe genunchi și am spus, Doamne, eu m-au zis că Tu vorbești prin cartea asta sfântă. Dacă Tu ești Dumnezeu și mă ai în vedere și pe mine, eu deschid un cuvânt și vorbește în mine și bolii mele. Și îmi spunea ea, frățioare, s-o deschis la femeia cu scurgere de sânge, care de 12 ani o cheltuit toți banii. Și îmi spune, eu de 12 ani avem o hemoragie și nu mi-a putut opri niciun doctor din țară. Mai așa m-am mirat. Cum de nu s-o deschis în cronici? Cum de nu s-o deschis la Galateni? Și spune, când am citit acolo, am căzut jos, eram cu cercei, eram cu mărgele, că eram tot Doamnă, îmi spune ea, chiar dacă trăgeam să mor. Și a coborât o lumină peste mine, n-am văzut așa strălucire. În clipa aceea Dumnezeu m-a vindecat. Și spunea, ești vindecată până azi. Dar eu i-am promis Domnul că mă pocăiesc și am mai făcut o singură rugăciune. Am spus, Doamne, dacă mă duc în parc în Vatra Dorne, martorul lui Jehova cu broșuri, acolo e o adunare, nu știu cum se cheamă ăștia, de aici sunt baptiști. Spune-mi unde să mă duc la adunare. Și seara am visat, drumul care mergea la biserică, am mers în vis pe drumul ăla, am deschis ușa la casa de adunare, am văzut bărbații și femeile cum stăteau, l-am văzut pe fratele Romaneț, la anvolt predicând Evanghelia. Și dimineața am spus la bărbat, eu mă duc la adunare, mă întreabă o vecină, Lucreță, unde te duci așa dimineață? M-am pocăit, mă duc la adunare. Și spune, frățioare, am urcat drumul acela până sub coasta muntelui, am intrat în adunare, așa erau bărbații, așa erau surorile și la anvon era fratele Romaneț predica. De atunci am 25 de ani de când îl cunosc pe Domnul. Eu cred că dacă cineva este sincer în inima lui și îl caută din toată sinceritatea pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă descoperit. Amin?
ca să ajungem la sursa asta de lumină. Citim, vă rog, citiți, vă rog, Scriptura. Umblați cu Dumnezeu, că în Psalmul 4:6 spunea, mult zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să lumineze fața ta peste mine. Și Dumnezeu să lumineze fața Lui, ca în Numer 6:23, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Amin? Când vorbim de lumină, un verset interesant scrie în Proverbi, capitolul 4, și vreau să-l citesc, și anume versetul 18. Spunea cuvântul Domnului așa: cărarea celui neprihănit este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Asta e cărarea noastră. Deci există o creștere în intensitatea luminii. O creștere când ni se descoperă Domnul, când învățăm ABC-ul din Scriptură, când mergem prima dată la stăruință. Dacă cărarea celui neprihănit este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge crescând până la miezul zilei. Dar nu mai coboară spre amurg. Noi tot mergem până la miezul zilei. Acolo rămânem și de acolo Domnul ne ia acasă. Slăviți să fie Domnul, amin? În încheiere aș vrea să vă spun ceva despre pericolul, expansiunea a întinderii întunericului. Măcar că vorbesc de lumină. Știți ce se întâmplă? Unii oameni nu sunt atenți la cercetarea Duhului Sfânt. Că spunea Ioan aici unde am citit, dar dacă umblăm în lumină, după cum El este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește. În momentul în care noi umblăm în lumină, ne uităm la noi. Nu-i bun asta, haina mi-e murdară, înspătat aici, și Dumnezeu ne oferă posibilitatea să ne curățăm. De aceea urmează versetele, dacă zice cineva că n-are păcat, îl face mincinos, adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte de păcatele noastre. Sunt în seara asta să spun tuturor, pocăiți și nepocăiți, frați, surori și prieteni care mă ascultați, mărturisiți-vă păcatele. Recunoașteți păcatele înaintea lui Dumnezeu și lăsați-vă de ele și Dumnezeu să ne ajute. Dar se întâmplă că noi ne obișnuim cu pocăința, Duhul Sfânt ne luminează, Evanghelia ne arată că avem pete pe haină și noi nu venim să ne mărturisim, noi nu venim să ne curățăm. Și în Isaia 5:20 spunea, vai de cel care numește lumina întuneric și care numește întunericul lumină. Ne obișnuim cu păcățelile noastre mici, ne obișnuim cu greșelile noastre, Duhul Sfânt ne presează în continuu să mă duc să mă mărturisesc, Evanghelia mi arată că nu stau bine înaintea lui Dumnezeu și eu nu fac lucrul acesta. Și încet, încet, întunericul se întinde. Mai este încă un pericol. De Ioan Botezătorul spunea în Ioan 35 că Ioan Botezătorul, marele proroc, a fost o lumină la care voi v-ați încălzit, v-ați înveselit pentru puțină vreme. Când nu ai sursă de lumină și apelezi tot la lumina altora, te bucuri așa puțin, când pleacă ăla, tu rămâi pe întuneric. Aduceți-vă aminte de Saul, care a intrat, fiul lui Chiș, care a intrat în ceata de proroci, a prorocit. Știți ce, cum traduc eu asta? Când nu ești plin de Duhul Sfânt, când nu ai cuvântul Evangheliei în tine, când nu te păstrezi curat, dar vii duminică seara la adunare, cine vine duminică seara? Speranța. Mergem să ne bucurăm. Și vii aici și te veselești un pic la lumina altora. Te veselești la cântare altora, te veselești puțin la predica altora, la mijlocire altora. Și ăia pleacă și tu rămâi iar pe întuneric. Aș dori ca Domnul să ne facă să avem noi lumină în noi, amin, să avem o sursă de lumină în noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și apoi spunea cuvântul Domnului Matei acolo în capitolul 5, versetul 14 și 15. Voi sunteți
o cetate pe un munte, voi sunteți lumina lumii, nimeni nu aprinde o lumină să pune eu sub obroc, ci o pune în sfeșnic ca să lumineze. Știi ce se întâmplă? Citim în Exod 25 cu facerea sfeșnicului. Sfeșnicului. El avea menirea ca să lumineze. Dar iluminarea asta este un consum. Trebuia un om destinat pentru asta să curățe mucărele, să toarne un de lemn, că prin ardere un de lemn nu se termină. Frații mei, prin predicare se consumă Duhul Sfânt. Prin cântare se consumă din Duhul Sfânt. Prin rugăciune se consumă. Prin slujire se consumă. Și atunci rugăm pe Domnul să ne mai umple cu Duhul Sfânt. Aleluia. Să mai toarne. Că nu căutăm umplerea. Că nu căutăm să fim mereu plini de Duhul Sfânt. La un moment dat, lumina noastră începe să fumige, oamenii ridică semne de întrebare și candela se stinge. Este un pericol. Sunt aici ca să vă rog în numele Domnului Iisus, fiți plini de Duh și Dumnezeu să ne ajute. Am vrut să vorbesc ceva de părtășie. Dacă zicem că avem părtășie cu El, hai să și avem. Am vorbit ceva de umblarea în întuneric și scurt am vorbit de umblarea în lumină. Noi suntem fii ai zilei și Dumnezeul nostru, de acolo, de pe firmamentul ăla, din zenit, de la amiază, noi tot creștem în intensitate până ajungem să strălucim ca El. Și când ajungem, când vine El, ne va lumina de plin. Vom fi cu El. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Pe unii probabil nu vă voi vedea mâine seara. Că în seara asta văd că sunteți foarte mulți. Doresc pe toți Domnul să vă binecuvinteze. Pe voi și casele voastre. Și când va veni Domnul ca să ne ia acasă, să fim cu toți prezenți la marea întâlnire. Amin. Amin.